Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care suntem mângâiați, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Din punctul meu de vedere, mi-aș dori ca cei care ne urmăriți să nu înțelegeți niciodată sau să nu-l înțelegeți suficient de bine acest verset din Scriptură. Dar poate că nu întotdeauna este așa. Dumnezeu pregătește pentru noi și suferință, chiar dacă nu o cerem, chiar dacă nu ne-am programat. Dar după ce ieșim din suferință, constatăm și noi, cum a constatat Apostolul Pavel, că atunci când am fost în suferință, Dumnezeu a fost prezent, a venit cu mânghierea Lui și apoi mânghierea pe care ne-a dăruit-o nouă o putem folosi pentru mânghierea altora. În seara aceasta am bucuria să aduc în casele voastre, în viața voastră, o familie deosebită, familia Burciu. Ovidiu și? Amelia. Mulțumesc că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru invitație. Versetul acesta are de face ceva cu viața voastră sau nu? Cu viața mea, cu siguranță. Adică? Am avut niște probleme de sănătate prin care am trecut, dar acum Dumnezeu a lucrat și am reușit să ies biruitor. Am emoții. Nu e nicio problemă, toți avem emoții, numai nu recunoaștem ca tine. Tu te-ai rugat să ai necazuri? Cine s-ar ruga să aibă necazuri? Nu știu, mă gândesc așa, în copilărie ai spus, Doamne, când ajung și eu mai mare, fă-mi și mie harul de a avea necazuri, suferință. Nu. Nu te-ai rugat? Nu te-ai gândit să... Nu m-am gândit că o să am necazuri, dar știți cum e, că Dumnezeu nu-ți dă ceea ce vrei, îți dă ceea ce ai nevoie. Și uneori nici măcar nu te întreabă. Păi, da. Că este Dumnezeu. Dar dau slavă Domnului că am trecut biruitor. Și El a fost cu mine în tot acest necaz. Da, acum te întreb și eu, știi că te-o durut măselele sau la ce te referi? Nu, am avut probleme la rinichi și am făcut 3 ani dializă. Și prin harul Domnului am făcut transplant renal. Au fost lungi aia 3 ani? Nu știu dacă au fost lungi, dar Dumnezeu m-a ajutat să am pace în inimă. Oh, super. Deci Dumnezeu a fost prezent acolo cu tine. Cu siguranță, da. A fost prezent. Înainte de căsătorie sau după căsătorie? După. Deci s-o gândit, dacă tot te iubește mult, să-ți facă un cadou frumos, nu? Domnul s-a gândit. La cât timp după ce v-ați căsătorit? Exact la o lună și 2-3 zile. Adică tot a fost foarte spontan, că noi nu ne-am dus să facă analizele care sunt necesare. Durează vreo 2 săptămâni și tot ne gândeam că să mergem să facem dosarul și după aceea să-l depunem la spitalele. Unde sunt centrele de transplant, da, în țară, da. Sigur. Și păi nu, mă gândeam din perspectiva ta, cum a fost așa, nevastă tânără, numai ce ți-ai împachetat bine rochia de mireasă și op. Eu știam că Dumnezeu o să lucreze, nu m-am așteptat atât de rapid, dar te-a prins surprindere de cele mai multe ori. Și a venit la mea de la muncă, la mâncare, și m-a luat așa. Cine m-a sunat? Eu am zis că sigur de la restaurant, că noi am făcut un timp pandemie cu puține persoane, am tot reamânat și repus nunta și masa și așa. Și mi-a zis că l-a sunat de la Iași, de la secția de transplant și că este un donator. Și să ne pornim la drum, că dacă e tot ok și ies analizele bine, mâine intră în operație. Bun, stai că acum mi s-a aprins o luminiță. Cei care mai au zis pognind pe aici, să știți că nu sunt petarde. Ne-am așezat și noi lângă un șemineu, dar deocamdată nu vi-l arătăm cât e de frumos ca să vă uitați la noi, nu la șemineu, că atunci nu vă mai uitați la noi. Oricum vă uitați la geam, la peisajul ăsta superb, să nu mă întrebați unde suntem, că în Bucovina suntem, acolo poate fi așa frumos.
Deci tu, înseamnă că voi sunteți chiar cumva proaspăt căsătoriți. Da. De cât timp? 6 luni. Bun. Tu ai făcut 3 ani de dializă. Păi da, noi ne-am căsătorit când nu aveam probleme. Păi, fata asta, și cum te-ai măritat cu el dacă știu care e problema? I-ai spus la fată? Cu siguranță. Și cum te-ai măritat cu el? Nu a fost un motiv pentru care să nu mă căsătoresc cu el. Dar nu te-ai gândit să-ți faci probleme. Deci ori dragostea oarbă, ori te-o călăuzit Dumnezeu. Ce-a fost la mijloc? Am considerat că nu vreau să-mi pierd binecuvântare de la Domnul și știam că El e o binecuvântare pentru mine. Probabil, făcând și facultate în domeniu, să zicem că fac psihopedagogie specială, cu copii cu dizabilități, probabil asta nu a fost pentru mine ceva... Erai mai acasă, nu? Cu suferința, cu nu știu ce și... Să zicem. Să zicem, da, că nimeni nu poate fi acasă cu suferința, așa. Da. Știi, una este când e la alții, alta e când e la tine. Dar acum am o întrebare, că am întrebări din astea, sunt curios, da, dacă nu e. Ce-au zis părinții tăi când ai zis că te măriți cu Ovidiu? Mi-a zis să mă rog, asta a fost primul lucru pe care mi-a zis, și a zis că dacă e de la Domnul, ei nu se împotrivesc. Frumos. Mi-a zis să nu mă grăbesc, normal. Poți să-i judeci pentru asta? Nu. Nu, nu. Cum? Și așa au decurs lucrurile, că tot am mers spre istorie. Păi, tu chiar ai fost băiat valoros dacă fata... Păi, vă dați seama că și eu, în principiu, când am început cu dializa, vă dați seama că m-am gândit... Na, în principiu, bă, cum o să mai căsătoresc eu? Păi îți doreai să te căsătorești? Clar că îmi doream, dar... Era o chestie, na, oricine se gândește, poate și eu dacă eram în locul Amelie, mă gândeam, bă, na, omul are probleme. Ai fi judecat-o dacă zicea ceva? Nu, nu, că cu siguranță, nu... pentru că eu mă vedeam cumva, na, sunt cu probleme, nu am cum să o judec, pentru că, na, se gândește așa pe viitor, bă, na, un tată la copii bolnav sau, dar... Având în vedere că ea m-a acceptat așa cum sunt, eu consider că clar e din partea Domnului. Amin. Da, ne întoarcem noi la suferință, cuțite, nu știu ce. Simt puțin, în ce familie ai crescut? Că sunt curios ce v-a ajutat în toate deciziile voastre. Eu am încă niște rotițe care se învârt în cap. Am crescut într-o familie creștină, baptistă. Eu și fratele meu am mers de mici la biserică, am fost duși de părinți. Am fost implicați în toate activitățile, tabere, studii biblice, întâlniri, tot. Dar văd că zici cu bucurie. Ți-au plăcut? Da, normal. Da. Nu, că pentru alții chin s-au născut în familie de pocăiți. Nu. Am cântat în orchestra bisericii, m-am ocupat de copii de școală duminicală timp de 4 ani în timpul liceului. Cântam cu tineri în corul bisericii, în corul Bucovina, deci oriunde... A, viața aglomerată de când da, te știi. Da. Și crezi că educația din familie, educația din biserică te-au ajutat cumva apoi în deciziile vieții? Absolut. Da? Ovidiu? Eu m-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. Așa. Din care mama mea a plecat dintr-o familie penticostală, s-a căsătorit cu tatăl meu care era ortodox. Dar noi am crescut cu părinții până la 9 ani. Eu, cel puțin, da. Și fratele meu până la 5. Deci sunteți doi băieți. Doi băieți, da. Și ai mei au plecat în străinătate și am venit, noi suntem de undeva din partea Vatra Dornei și am venit aici, la Rădăuț, și am crescut cu bunicii. Na, bunica penticostală, în dar principiu a fost ușor? Ce vârstă aveai? 9 ani când au plecat 9 părinții? 9 ani eu și fratele meu 5. A fost ușor? Poate n-am realizat efectiv atunci, dar na, nu a fost ușor. În timp vă dați seama că nu a fost legătura între da, te bucurai că părinți, trimite dar, bani de doi papuci mai buni, dar... Da, vara plecam 3-4 luni, stăteam acolo cu ei. A, măcar asta a fost bun. Da, asta și iar n-am mai plecam o lună, două, mai lipsam de la școală. Mai... Da, da, oricum le știați voi dinainte. Da, nu ți-ai făcut. Și bunica, femeie pocăită? Da, bunica, da. Ea a încercat tot timpul să ne ducă la biserică, să ne învețe
Dar, vă dați seama, în principiu, cum am crescut, eu urăsc în privința mea. Am avut anturaje, cum sunt orice da, adolescent. Da. Anturaje... Nu ți-a prea plăcut pe la biserică? Mergeam, dar vă dați seama, efectiv, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți să zici că... Bă, n-ai ești... nici prieteni acolo, nici gașcă. Da, nu erai implicat 100% sau... Cu bunica, da. Okay. Dar Dumnezeu, la un moment dat, s-a gândit să pună punct. Știți? Ia să aud. Hai că sunt curios cu punctul ăsta. Păi am avut prin 2014, cred, un accident la schiuri, în primul rând. O întorsă foarte, foarte gravă la genunchi, mi s-a spus la spital la Iași. Nu am știut ce să zic. Am făcut un remene, mi-a zis că sunt toate ligamentele la genunchiul stâng rupte. Mama fiind în Italia, a venit acasă, m-a luat și am plecat acolo la un doctor. Am mers acolo la un control, efectiv, eram în mașină pe drum. Când mergeam la control, îmi mișcam osul la genunchi și simțeam eu că mișcă. Când am ajuns pe pat acolo, în cabinetul medicului, a venit doctorul, nu mai mișca nimic. S-a uitat pe CD-ul cu remeneul din România. Zic că e defect aparatul, așa? Nu, și stăteam, parcă acum imagine, eu stăteam pe pat acolo întins, mama pe scaun și le întreabă când îl operați. Na, da, în România știind, că trebuie operație. Da. Și doctorul zice, dar pentru ce să-l operez? A rămas așa, vă dați seama, blocat. O zis că peste o săptămână trebuie să mergi normal. Da. Mergeam mai șchiop, dar mergeam. Și a fost așa. Adică atunci, poate n-am realizat, cu siguranță n-am realizat că asta a fost mila ceva... lui Dumnezeu. Da. Adică, bă, eu știam exact că genunchiul mișca. Oasele se depărtau una de celălalt. Nu, dar e fain să te mai joci, doamne, te mai joci, da, pe drum cu ele. Nu, mai nu, dar știam și la spital la Iași când am ajuns, efectiv, a venit doctorul, un doctor mai tânăr și mișca genunchiul și spunea că el nu mai este așa întorsă. Dar ne-ai spus, eu cu astea mă ocup, zice. Da. Și când am ajuns, am plecat de la doctorul din Italia, la o săptămână am mers la control și m-a pus să fac fizioterapie, kineto, ca să... Da, da. Îmi revin, în principiu, că nu au avut de ce să mă opereze. Câți ani aveai atunci? Deci eram în anul 2 de facultate, cred că aveam vreo 21-22. Da. Îl știai atunci sau nu? Nu aveai nicio legătură cu el, nu? Și cum te-ai intersectat cu el? O dat cu schiurile în tine? Nu. Fac parte dintr-un grup care mergem la Bârlad în... partea Vaslui, acolo, în Vaslui. Și el, fiind din Horodnic, cunoscându-se cu jumate din grup, care tot sunt de acolo, în iarna... Horodnicul ăsta trebuie să fie și el ceva important, dacă, nu? Acum eu? Lui. Da, am înțeles, acum, da. E o comună aici, lângă da, mare. Da, da, da. Acolo... În 2018? Mai în cont. Iarna anului 2017. Da, sunt 2018. Fată, cred că ești prima nevastă care își întreabă bărbatul pe date. Se vede că nu ești contabilă de meserie, da? Zi bun. Ia cu... Știu celelalte care sunt mai da, importante. Da. Și ne-am întâlnit în iarna aceea că am mers cu Colin, dar el nu făcea parte din grup, dar l-a chemat niște prieteni. Și cu Colin, dar după ce am făcut Revelion împreună și atunci am avut primul contact, dar nu am vorbit. Eu atunci eram în clasa 12-a, aveam bacalaureatul și... Păi era să-ți bagi mințile în cap, da, nu băieți, da, înveți. Corect. Și eu mă rugam atunci pentru facultate, pentru specializarea la care vreau să dau, că na, nu e ceva ușor și am zis că nu vreau să fac degeaba, să fie pentru mine. Da, dacă tot fac, să mă aleg cu ceva, da. Da, și mă rugam și am zis că... Dacă încep să vorbesc cu un băiat de aici în zonă, nu mă duc tocmai până la Cluj, la facultate. A, fata, aș făcea niște planuri realiste, da, înțeleg. Și m-am rugat, am dat facul, după ce am intrat și la facultate, mi-am dat admitere, am intrat a 10-a și mi-am confirmat locul pe 20 iulie și pe 21 am început să vorbim când mă întorceam de la Cluj. Da, așa am știut și că specializarea asta e pentru mine, adică știam că asta trebuie să fac pe viitor. Și pe 21 am început să vorbim,
vorbit așa câteva săptămâni, după aceea n-am mai vorbit câteva săptămâni, după aceea... Dar nu v-ați certat? Ai fost aglomerată tu cu școala, cu vacanța, da, foarte serioasă. A 10-a a intrat, ai zis? Da. Oh, frumos, felicitări! Mulțumesc! Și am mers la facultate, la Cluj, un an. Am venit acasă de multe ori, un weekend-uri. Păi de ce? Ți-era dor de părinți? Da, și de părinți. Păi, ești atipică, domne. Deci, fată care așa nu ține minte data, nu știu, altele te corecta, vezi că a fost la 3 după masă, ia să călătorească, auzi, pentru tine de la Cluj. Păi, vă dați seama că făceam și cu schimbul. Și eu mergeam. Mergeam eu un weekend sau o dată la deci două weekend. Deci, mergeau trenurile. Da. Eu făcea dializă de 3 ori pe săptămână. Deci, deja tu aveai probleme. Da, eu din august 2017 eram plecat în Statele Unite, acolo am... descoperit problema. Păi toată mă, cu 2017-2018, zi pe ani așa, câți ani aveai, că e greu să fac calcule acum. 2017, acum 24, la 24 de ani. La 24, deci ai scăpat cu genunchiul, tot ok? Am scăpat atunci cu genunchiul, s-a, bă, da, s-a mamit acasă, s-o toate bine și frumoase. Și la un an? La un an... În America ai descoperit cu rinichii. Da. Și în vară, asta s-a întâmplat prin februarie, atunci cu genunchiul, am plecat în vară iar în state. Plecam cu prieteni, program, muncă, cu programul ăsta de la facultate, da. Următorul an iarăși am plecat și la anul 4 sau la master, anul 1, când am fost ultimul an în 2017, am plecat în state, atunci a fost în principiu în regulă, dar la începutul august am început să mă simt rău. Și rău, tot mai rău. Eram și cu fratele meu plecați. Am avut, să zic așa, ajutor din partea lui. La un moment dat m-am gândit, dar oricum am stat foarte mult înainte să merg la spital. Am zis, na, și de la muncă, zic, mă simt rău că lucram foarte mult. La un moment dat am plecat la spital, dar chestia amuzantă a fost că eu credeam că am ceva simplu. Mi-am luat bilet de autobuz, dus întors. E normal, da, da. M-am dus acolo când au văzut aia că am tensiunea 23. Cât? 23 aveam. O intrat în panică. Era acolo. E un pic diferit, ca la noi la sat, un fel de dispensar, în orășelul ăla mic. Și m-a întrebat doamnele alea acolo dacă pot să conduc sau am venit cu mașina. Zic, nu, doamne, am venit cu autobuzul. În 5 minute eu chemat ambulanța. Venit ambulanța, am dus la spital și descoperit problema. Dar oricum a fost, nu știu, numai domnul cred că mi-a dat zile atunci, pentru că am avut... valorile astea care îți arată că funcționează rinichiul ar trebui să fie între 0,9 și 1,3. Valoarea normală. Eu aveam 39. Păi dacă tot te-ai dus în America să te îmbogățești, acolo a crescut și asta, da, am înțeles. 39, când a venit doctorul specialist pe așa ceva, m-a întrebat, cred că vreo 5 ori m-a întrebat, aveam o brățară la mână, m-a întrebat cum mă cheamă și data nașterii. Că nu-i venea să creadă că eu nu sunt în comă în primul rând și, nu, și sunt lucid. Tu atunci aveai deja o relație personală cu Dumnezeu? Nu. Nu? Și cum ai ajuns la hotărârea asta? Păi atunci, având în vedere că am trecut prin toată chestia asta, și, adică n-am trecut, pentru că în așa ceva nu treci. Te duci la spital și ai început un proces care durează, nici nu știi cât durează, vă dați seama. Că dializa e un proces care, na, nu mori, dar îți prelungește viața. Și atunci am realizat că Dumnezeu a pus punct. A realizat că trebuie să fac o schimbare. Te-ai gândit și la o eventuală plecare? Unde? Pe plaiurile celelalte. Atunci... Nu prea. Nu cred că m-am gândit. Dar, na, după vreo 12 zile am stat în spital, am continuat cu dializa, mi-am continuat munca, dar în principiu am realizat ce s-a întâmplat. Am venit acasă în octombrie și m-am hotărât să fac legământ cu Domnul. Și pe 1 ianuarie 2018 am făcut legământ în apa botezului. El e tot cu cifrele, tot ne dea într-una, am înțeles, e bun. Da, și noi cu Adinete am petrecut Revelion împreună, deci atunci ne-am cunoscut oficial. Da? Da. De Crăciun ne-am cunoscut noi oficial, așa s-au fost împrejurările, că a fost cu Colinda, cu grupul și la mine acasă. Dar nu am făcut cunoștință așa, cumva am făcut cunoștință că
Revelion am picat în aceeași grup, la un joc, în aceeași echipă și așa, că altfel nu cred că o făceam nici atunci. Păi le rânduie, domnul, toate la vremea potrivită, da? Și cât o dura până la nuntă? Hai. Am început să vorbim pe 21 iulie, oficial din septembrie, să zic așa. Am făcut primul an de facultate și în august, la 11 ani de relații, m-a cerut în căsătorie. Evident, n-a spus, da? Nu te-ai gândit ce... da. Nu te-ai întrebat ce i-a luat așa de mult? Nu, no, dar... Înainte de toate astea am vorbit cu părinții. Deci întâi... erau semne că vine. Da, întâi am zis că am vorbit cu socru. I-am spus că am gânduri serioase și așa. Și ulterior am cerut binecuvântarea lui ca să o cer în căsătorie. Nu am făcut... De ce? Vânător are pușcă, te indică? Nu, dar așa mi s-a părut normal. Da. Frumos, foarte frumos. Da. Și în august m-a cerut în căsătorie și... Pe 12 aprilie 2020 trebuia să avem nunta, dar am avut doar cununia civilă atunci, cu două săptămâni înainte de nuntă. Au intrat restricțiile astea care au fost. 8 persoane și chiar nu aveam cum. Și am tot amânat până pe 23 mai. Am făcut nunta cu 40 de persoane, cum am putut. Și am zis că o să facem masa cu ceilalți invitați când se va putea, când... Da, v-a dat plicul sau nu v-a dat aialalți? Acum... De alt subiect. Păi nu, dar păi, ce nu m-a sunat pe mine? Deci trebuia toată lumea să vă dea plicul și masa până la venirea Domnului Iisus tot o luați, azi cu unul, mâine da, cu altul, deci așa e cel mai bine, nu, dar nu trebuie amânată, nu, dar... E bun, ce-ai spune, Ovidiu, ce-ai spune unui băiat care vrea să se însoare bine? La ce trebuie să fie atent? Ce trebuie să facă? Păi să nu se fixeze doar pe aspect fizic sau ceea ce se vede. În principiu, omul dinăuntru contează. A, măi. Vă dați seama că și ce asta... Ce ți-ai luat și tu ăla cu omul dinăuntru, nu, frumos? În primul rând, la prima vedere, să zic așa, trebuie să te atragă, nu are cum. Normal, n-ai cum fugi pe stradă, zice, asta e nevastă-mea și... Nu, asta e adevărul. La prima vedere, clar, trebuie să existe ceva. Dar dacă pui încântare, ai vrea ca omul dinăuntru să fie cel puțin la fel de frumos ca omul din afară. Da, păi vă dați seama, dacă, să zic, e frumos pe din afară, dar nu ai nicio legătură, efectiv, nu te înțelege efectiv deloc... Nu are cum să meargă așa o relație. Mm. Sau nu gândiți la fel, sau nu aveți aceleași principii, sau... Dumnezeu poate ajuta la căsătorie. Cu siguranță. Dar eu cred că Dumnezeu pregătește dinainte ceea ce e al tău. Bine, asta ar însemna să te consulți cu Dumnezeu, să asculți. Da, cu siguranță. Ce sfaturi dai la o fată? Fată bună, serioasă, vrea să se mărite și ea. Fel cum a zis și Ovidiu, să nu se uită neapărat la aspectul fizic, clar că trebuie să-ți placă și asta, dar dacă îți place omul dinăuntru, eu cred că îți place și aspectul fizic mai apoi. Dacă vorbești și îți place faptul că are respect față de tine, că te iubește, că te înțelege, că lasă nevoile lui deoparte, și se uită mai mult la ale tale. Voi nu sunteți egoiste, numai așa. Și că lasă. Puneți tu măcar prioritate să le pună mele pe primul loc. Le lasă de tot, le abandonează acum, chiar așa. Am înțeles, no, e normal să fim sinceri. E bun, e bun. Da. Și lista ar putea continua, bănuiesc. Da. Cât, mă rog. Bun, căsătorie, nuntă frumoasă, lună de miere, unde ați fost? N-am avut lună de miere. A, n-ați avut. E ok. Am avut cumpărat o vacanță undeva în Europa, dar s-a anulat. S-a schimbat Europa. Da. Erau restricții foarte multe atunci peste tot, n-am avut cum și în luna iulie am aflat că sunt însărcinată și noi aveam masă pe 30 august și...
nu am mai reușit să facem. Fratele meu cu pe 17 august a plecat la domnul într-un accident de mașină și asta a schimbat tot. Alte suferințe neplanificate. V-ați înțeles bine? Da, ca orice frate și soră, prin numai doi, când eram mici, ciondănești și așa, dar acum când eram mai mari, da, chiar ne-am înțeles. Da, ca și soră mare și fiind mai grijulie, dorindu-i numai bine, tot timpul îi spuneam, ai grijă cu prietenii aia, cu aia, vezi ce faci, așa. Cum e când primești o veste de genul ăsta? Nu știu dacă mă pot pune mai decât în pielea ei sau în pielea părinților. Relativ e foarte greu, dați seama. Oricum, începând cu aprilie, căsătoria noastră a fost așa. Fiecare lună am avut ceva. Da? Deci prima lună... Deci în aprilie a fost cununia civilă. Așa. În mai am făcut cununia religioasă și nunta, să zic așa, cu așa. 40 de persoane. După asta, în iunie, pe 25, m-a chemat la transplant. Tot neplanificat. Ca aici te-am întrerupt eu și am dat un pic filmul peste cap, când ai spus că v-a sunat, dacă sunteți pregătiți să veniți, nu? Da, deci noi miercuri, știu că discutam, eu eram la muncă și mă întrebase Amelia, când mergem să facem analizele? Eu tot timpul am crezut că Dumnezeu poate vindeca și așa. A, bun, noi da. Și acum credem că Dumnezeu poate vindeca. În principiu, cum spunea și Amelia, Dumnezeu dă înțelepciune oamenilor și lucrează și prin oameni. Nu stai pe pat și gata, ți-o reveni rinichiu sau... Păi că nu faci așa nici la masă, stai pe pat și zboară cărnații. Da. Deci, clar. Și pe 25 discutam, mă întrebaia, când mergem la Cluj? Noi voiam la Cluj, na, în principiu Clujul spunea că e cel mai bun. Auzi, nu pandemie. Stai să spun o chestie. Dacă eu am făcut facultatea la Cluj, nu mai există alt oraș unde să te duci. Eu am făcut, de exemplu, la Iași. Nu contează, auzi, să nu intrăm în chestia asta, că se lungește emisiunea. Clujul e Cluj. Da, dacă fata au făcut acolo... Ce... Și a zis, după ce face masa, inițial era programată pe 8 august, o să mergem, iau două săptămâni concediu și mergem la analize. Durează mult, foarte multe analize și joi la prânz primesc un telefon. Eu, având niște analize, dar chestii banale, când am venit din state, m-am internat 3 zile la Iași ca să mă bage în programul lor de național de dializă sau cum e. Și pe baza analizelor care le aveam atunci, mă sună, mă întreabă dacă sunt răcit, zic nu. Îmi spune că s-ar putea să fie un rinic compatibil, dar vă sunăm noi în jumătate de oră dacă vă porniți spre Iași. Am făcut rost de un rinic. Da, vă dați seama că a rămas așa. Eu vă schemați 7, nu doar el. Deci la toți 7 li s-au făcut aceleași analize și se vadă care e cel mai compatibil. Da, cumva toți erau compatibili care s-au chemat, dar este o analiză care o fac ei finală, care aia... Dovedește dacă nu îți respinge corpul organul nou. Și n-am apucat să ajung la bloc. Și mă sună să o iau ușor, să fiu liniștit în seara asta la Iași. Am intrat în casă, i-am zis Amelie, oricum eram foarte pe gânduri dacă să merg sau nu. Eu aveam bagajul deja gata, am zis că nu, că ne pornim imediat. Vă dați seama că în principiu nu pot să spun că nu mi-era frică, dar nu e o operație de simplă. Da, am mai dat eu niște telefoane pe la Iași, mai cunoșteam pe unul pe altul. Ami era cu bagajul gata. Și pot să zic că în principiu
Domnul pus-o lângă mine ca să mă împingă spre chestia asta. Am mers liniștit la Iași. Dacă i-ar fi zis atunci, nu, ne mai rugăm, era clar că nu te duceam. Nu mă duceam, sigur. Nu, eu am știut că e pentru el, deci da. Am avut 100% credințarea asta că e pentru el, da. Am mers acolo, am făcut niște analize banale, vă dați seama, nu-i... Am ajuns la 5 după masă, au făcut ceva analiză, m-a internat în seara aia. Dimineața ne-am trezit la ora 10 și un sfert, vine doctorița cu o echipă de medici acolo. Au vorbit cu restul, care nu erau compatibili, și eu eram în salon cu celălalt băiat, un băiat de 37 de ani din Republica Moldova. Erau doi rinichi și se făceau două operații odată. Și ne spune, domnilor, asta este ziua mea să norocoasă. În 10 minute urcăm la sală. Doamne, iartă, în timp ce vorbeai mă gândeam că uneori la țară și porcul, tăierea porcului planifica mai din timp. Da. Săptămână, cu nu știu ce, știi, dar, aduce în paie. Eu mulțumesc Domnului că a fost așa rapid, pentru că... Așa a fost bine pentru tine. Da, nu știu dacă îmi spunea, bă, peste două luni faci transplant, poate era, mă măcina așa. Dar 10 minute, am luat numărul de la transplant de acolo, l-am dat soției. Să sune peste vreo 6 ore să vadă dacă sunt bine. Și în principiu mi-a luat gentuța sus. M-am pus pe masă și bă, a fost ultima chestie care mi-a aduc aminte. Ți-e frică sau ai emoții? Mă întreba anestezistul. Zic, nu mai am emoții de acum. Ce emoții am dacă deja sunt pe masă? Nu mai. Și da, după 6 ore mi-am revenit din anestezie. Eram deja jos în salon. Țineam minte, i-am zis asistente numărul soției, a sunat-o, i-a zis că sunt bine, că tot, am vorbit și eu 5 secunde cu ea și... Cum e să aștepți? Nu vreau să mă mai întâlnesc cu așa o situație, niciodată, deci niște emoții și un stres, toată lumea m-a sunat cu mine, normal că cei de la spital aveau numărul meu și cred că s-au pus și o presiune mai mare, dar... Am știut că va fi bine, deci am știut că astea de la Domnul și încă și acum o să-i mintă de felul cum a lucrat și cât de repede a lucrat. Clar că în fiecare seară, în fiecare zi ne rugam pentru lucrul acesta. Bun, și bănuiesc că erau mulți alții care se rugau pentru voi, da. Familii, biserici, da. Cunoștințe, da. Prieteni, deci coriști. Deci nu știau toți, că el nu... Eu nu sunt genul care să mă plâng, sau, adică eu nu m-a afectat efectiv deloc chestia asta. Adică eu am venit acasă, chiar dacă făceam dializă, mi-am continuat munca, mergeam de dimineață până la 5 la muncă, la 5, când aveam zilele de dializă, de la 5 la 9 mergeam la tratament. Nu mi-a afectat, să zic, mă pensionez, gata, stau pe pensie de la stat, nu mai fac nimic. Probabil și asta, am fost... Și ieșirile noastre, de exemplu, că ați întrebat de luna de miere, nu puteam să mergem oriunde, că trebuia să ne uităm întâi de centru de dializă, dacă este în loc. Da, da. Nu, deci eu mă gândeam la un coleg care a trecut așa foarte mulți ani prin dializă și mă gândeam așa în cugetul meu, mă zic, într-un fel ăsta e arestat în oraș, adică dacă te duceai undeva, dacă el ar fi trebuit să plece, să zic, la o evanghelizare sau ceva pe 2-3 zile, el primul lucru trebuia să vadă care e centrul de dializă acolo, să se programeze. Nu știm să prețuim sănătate, deci nu știm. Nu, dar eu dau slavă Domnului, chiar am circulat, am fost la București, la Cluj, unde am fost oriunde și în Germania am fost. Bun, dar cât făceai, de două ori pe săptămână, o dată? Puteam să fac de două ori, dar vă dați seama, trebuia să mă limitez cu mâncarea, în principiu. Dar normal de trei ori făceam. De trei ori? Fratele meu. Bun, mi-e și groasă. Acum, ce urmează luna viitoare? Sau, nu. Nu ne mai dorim, cred că. Nu ne mai dorim, da. Ce vine, fetiță sau băiat? Fetiță. Fetiță. Aveți numele sau încă nu? Da. Aveți numele. Bun, nu-l spunem că așa. Da. Și ce planuri aveți pentru ea? Ați început să vă gândiți așa la niște planuri. Ce planuri? Nu. Deocamdată... Ne bucurăm de... Să vină sănătoasă? Da, asta e cel mai important. Să vină sănătoasă și apoi tot așa cu încredere în Dumnezeu, cu ajutorul Lui. Da, da, ce am... venit ca o alinare pentru tot. Da, deci în luna
am aflat că sunt însărcinată și în august a fost fratele meu și a fost așa totul pregătit de sus. Toate au fost pregătite de sus, pentru că, v-am zis, Ioane având dosar, nimeni nu te cheamă fără să ai dosar în lista asta. Probabil nu, atunci... deci faptul în sine că te-au chemat e o minune. Că păi da, asta e că noi am rămas uimiți de cum a lucrat Domnul, pentru că, efectiv, nu ai cum să te aștepți, de asta am rămas uimit la telefon, cum să mă chemi pe mine dacă eu nu am dosarul depus? Adică, ca și cum te cheamă de la un job, dar și cu jobul s-a întâmplat la fel. Dacă stau și... Da, eu eram la Iași și în principiu în facultate eram foarte hotărât să rămân acolo. Dar tot așa din senin aveam un job care nu pot să zic că mă mulțumea foarte tare la Iași. Și primesc un telefon din senin. Nu CV-ul depus, nu nimic, doar că aveam contul meu de e-jobs, care online și poți să vadă CV-ul oricine. Da, da. Și primesc într-o zi un telefon tot așa din senin de la o firmă din Suceava și vrea să vin la un interviu, asta fiind parcă joi. Și zic, da, domnule, oricum vin sâmbătă la Suceava, o să vin la un interviu, nu mă deranjează. Și mi-a oferit aici aproape dublu. Zic că, de ce nu? Bănuiesc că de bănuți vorbim. Păi da, cu siguranță. Deci asta s-a întâmplat în luna martie și noi luna iulie am început să vorbim. Deci, da, cu siguranță toate au fost programate, dar na, eu în principiu, după ce am încheiat legământ cu Domnul și am început efectiv relația sau să-L cunosc pe Dumnezeu, am văzut cu ochii cum se schimbă viața. Da. Din toate punctele de vedere. Acum, să te întreb și eu, după ce te-ai pocăit și te-ai întors la Dumnezeu, ai luat viața cu Dumnezeu la modul serios? Da. Poate nu chiar de la început, că vă dați seama, mai aveam chestii care trebuia să scap din anturajul meu sau din... Da, da. Băi, în principiu a fost o chestie foarte bună că m-a adus Domnul la Suceava. Acolo aveam prietenii la Iași, aveam anturajul. Dar ușor, ușor și-am văzut cu ochii cum se schimbă viața din toate punctele de vedere, și spiritual, și financiar, și oricum vreți să-i spunem. Stau și mă gândesc acum că probabil minutele are și ne sunt numărate ca de obicei, nu putem să spunem tot ce vrem să spunem. Când treci printr-o astfel de situație, ce pot să fac alții pentru tine? Să se roage, în principiu, atât. Dacă ar putea să facă, cu siguranță ar face. Cel puțin mama mea, când am ajuns acasă din Statele Unite, a vrut să-mi doneze. Dar nu era compatibilă. Și eu cumva de atunci am rămas întipărit în minte, bă, poate nu-i de la Domnul să fac transplant. Poate Domnul vrea că noi ne așteptăm Dumnezeu să lucreze da, așa. Da. Zis, bă, da, poate nu-i să trec prin operația asta, dar... Nu ne așteptăm, ne dorim ca Dumnezeu să lucreze în felul în care ne așteptăm noi, să zicem așa. Deci, în mijlocul încercării ai foarte multe întrebări. După ce trece, ajungi la concluzia că totuși Dumnezeu o știu ce face. Cu siguranță. Da. Așa. Ce-ți mai greu? Am o întrebare. Am o întrebare. Trec prin prima experiență, văd apoi când se finalizează că Dumnezeu a fost acolo, că n-a greșit deloc, vine a doua experiență, mai apar întrebările. Sau dacă am trecut prin prima, acum sunt ok, nu? Nu apar, pentru că nu ce situație noi, similară cu cea dinainte. Dacă s-ar ruga cineva pentru voi, ce ați vrea să se roage? Ce s-ar ruga și pentru ei. Ce s-ar ruga și pentru ei? Asta da, că... Să fie sinceră rugăciunea, în principiu. Nimeni nu-și dorește rău, nu? Nimeni nu-și dorește rău. Da. Deși nici nu știm câteodată. Noi zicem că ne dorim binele sau... Nu știm să alegem momentul cel mai bun. De multe ori nu cerem voia Domnului în rugăciunea noastră. V-am întrebat ce ați spune unor tineri care se gândesc la căsătorie.
Ce ați spune unor copii care au legătură cu biserica, au cunoștință de Dumnezeu, poate de chiar activează prin biserică și încă n-au încheiat un legământ cu Domnul? Să, în principiu, să nu amâne. Pentru că ziua de mâine nu e a noastră. N-ai de unde să știi. Să nu facă legământul acesta prestat de alții, că nu are nicio valoare până la urmă. Da, să facă doar de, nu știu, de insistența părinților sau... Și atunci ce să facă? Să facă din relația cu Dumnezeu o prioritate? Cu siguranță, să cerceteze, da. Să roage, să convingă? Chiar dacă nu au chemarea, nu au atracția aceea față de cuvânt, de biserică, dar... Se forțeze cumva să... Dumnezeu schimbă în timp, nu poți să schimbi toate lucrurile deodată. Eu am trăit eu pe pielea mea. Cum Dumnezeu schimbă anumite chestii în timp, în timp. Nu... O să mai schimbe ceva la tine sau nu? Cu siguranță, tot timpul are de schimba câte ceva. Adică... Te mai ajută, am o întrebare așa pentru tineri căsătoriți. O folosește Dumnezeu și pe nevastă să mai schimbe ceva în viața ta? Da. Dacă ziceai nu, începeam o altă emisiune. Dar oare în viața nevestelor poate lucra Dumnezeu și prin soții? Absolut. Absolut. Mai puțin, dar... Toate avem de schimbat, dar nu. Ca unii care ați crescut în biserică, dacă ați putea, ați schimba ceva în biserică? Gândindu-ne la câștigarea tinerilor pentru Hristos, la ajutarea celor care sunt în biserică. Ce-ar schimba ar fi relația dintre cei vârstnici cu tinerii. Ca și copilul, când crești într-o biserică, nu poți să stai drept așa în băncuța ta. Nici nu cred că trebuie, dar în fine. Da, exact. Dar, na. Și cred că asta afectează în timp copilăria, tinerețea, nu știu, că... Dar n-ai în minte nicio soră care s-a uitat urât la tine. Nu, că tu ai fost fată cu minte tot timpul, orchestră, că ți-a... Da. Pe viitor unde vă vedeți? În biserică? În slujire? Așa ne dorim. Da. Așa vă dorim și noi, să vă ajute Dumnezeu. Da, ne dorim în principiu să stăm aproape de Domnul, că asta e... prioritar, să zic așa. Nu cred că există o chestie mai importantă. Pentru că, cum spune și cuvântul, căutați întâi împărăția, toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Deci... Așa este. Noi când auzim că Dumnezeu ne va da toate lucrurile de care avem nevoie pe deasupra, sigur ne gândim doar la lucruri bune din perspectiva noastră. Avem atâtea zile, săptămâni, luni, ani frumoși pe care uneori poate nici măcar nu-i prețuim. Faptul că fiecare zi este o zi normală, ni se pare că așa ar trebui să fie. Sunt momente speciale în viața noastră în care Dumnezeu, cu aceeași iubire, cu aceeași bunătate, având un plan desăvârșit pentru noi în minte care duce la desăvârșirea noastră, îngăduie și suferință. Nu ne dorim suferința, nu ne rugăm pentru suferință, dar dacă Dumnezeu o îngăduie, sfatul meu ar fi să murmurăm cât mai puțin. Tot o să murmurăm, tot o să punem întrebări. De ce zic eu să murmurăm cât mai puțin sau să ne certăm cu Dumnezeu cât mai puțin? Pentru că suferința va trece, Dumnezeu va aduce mângâierea, ne vom da seama atunci că am greșit, va trebui să ne pocăim și de greșelile din mijlocul suferinței și dacă murmurăm mai puțin, ne pocăim de mai puține. Până atunci, dacă suntem bine, sănătoși și n-am trecut prin suferință, să nu ne permitem niciodată să judecăm pe cei care sunt în suferință. Nici să nu găsim noi răspunsuri la întrebările la care nici măcar cei care trec prin suferință nu au găsit răspunsul. Îl lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui, El o va face cu înțelepciune, cu iubire, ca întotdeauna. Și cum spuneau cei doi, dacă sunt oameni în suferință, nu trebuie să ne gândim în primul rând ce sfaturi să le dăm. Că poate de cele mai multe ori sfaturile noastre mai mult îi rănesc sau îi încurcă,
ne rugăm și dacă Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne va pune cândva niște cuvinte înțelepte pe buze, să le spunem. Poate uneori un cuvânt din Scriptură, dar uneori poate prezența, tăcerea și o rugăciune înălțată către Dumnezeu face mai mult decât orice. Mulțumesc încă o dată că v-ați făcut timp și ați venit, să vă dea Domnul multă binecuvântare. Mulțumesc și vouă că ne ascultați, mulțumim celor care ne ajută să fim în casele voastre. Rugați-vă pentru toți, rugați-vă pentru voi, că atunci când sunteți binecuvântați, adică în fiecare zi, să fiți și voi o binecuvântare pentru alții.